În al doilea rând, nu doar noi îi reprezintă pe cei care au credință, corabia pe cine îi reprezintă? Pe cine credeți că reprezintă corabia? Imaginați-vă corabia și mânia lui Dumnezeu manifestată prin apă cade peste corabie. Corabia nu este biserica. Da? Nu fă-ți o corabie, nu pot să-mi fac. Corabia a făcut-o Dumnezeu, i-a pregătit Dumnezeu Domnului Iisus Hristos un trup. Peste care și în care Domnul Iisus Hristos urma să suporte judecata și mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu a căzut peste Hristosul întrupat. Mânia lui Hristos a căzut direct peste Domnul Iisus Hristos. Corabia îl reprezintă pe Hristos. Nu poți să-ți faci o corabie. Nu ai cum să-ți faci o corabie. Corabia a făcut-o Dumnezeu. Da? Corabia a făcut-o Dumnezeu. Noi își face propria lui corabie. Hristos își ia propriul lui trup. Nu i-l-a făcut nimeni altcineva. Dumnezeu spune, i-a pregătit un trup în care a intrat. Este lucrarea lui Dumnezeu. Noe este, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care și-a făcut lui însuși o corabie și a luat pe alții în corabia lui. Hristos este corabia. Hristos este reprezentat și de corabie, Hristos este reprezentat și de Noe. Dacă puteți suprapune lucrurile, veți vedea și înțelegeți foarte bine lucrurile. Apa, ce reprezintă apa în locul acesta? Apa este modul în care Dumnezeu a judecat lumea. Dar în mod, apa n-a căzut doar peste lume. Apa a căzut și peste corabie. Într-un fel a căzut și peste cei care erau în corabie, numai că nu i-a atins. Că erau protejați de această corabie, da? Apa este arătată și este un simbol al judecății lui Dumnezeu, care a căzut și peste Domnul Iisus Hristos și într-un fel a căzut și peste noi, dar nu direct. Noi suntem în Hristos, a căzut peste Hristos. Noi suntem acoperiți de Hristos. Suntem protejați de Domnul Iisus Hristos, fiindcă suntem în Hristos. Vi se pare la voia întâmplării că Biblia vorbește așa de mult despre a fi în Hristos? Sau împreună cu Hristos? Că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, da? Limbajul Sfintei Scripturii arată foarte clar lucrul acesta. Iisus este corabia în care suntem, în care suntem, și Iisus este corabia care a fost botezată sub judecata lui Dumnezeu manifestată prin apă. Noi suntem adepostiți în Hristos. Ca Noe, care era în corabie. Da? Și de asta apa judecății lui Dumnezeu nu ne atinge pe noi. Deci corabia aia nu e nici biserica, nici nu ne putem face noi corabii.